Și lucrez la muzeul de la complexul muzeal Iulian Antonescu, acolo unde sunt mai multe secții, iar eu lucrez la secția de etnografie. Complexul muzeal are mai multe secții, are o secție de artă, are o secție de istorie, una de arheologie, care de fapt sunt un pic împreună, și secția de etnografie unde lucrez eu. Astăzi sunt aici ca să vă vorbesc despre Dragobete. Iată, așa scrie și în spatele meu. E un pic în avans. Dar nu contează, e destul de bine, pentru că vremea de afară se cam potrivește cu ceea ce trebuia să fie de mult Dragobetele. De fapt, dragi prieteni, pe 24 avem un calendar, o sărbătoare care se numește prima și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Unde se află capul Sfântului Ioan Botezătorul? Nu o să vă vină să întrebi, se află undeva într-o moschee, biserică din Damasc. Acolo se află acest preasfințit cap. Vreau să vă spun că în icoanele vechi, Ioan Botezătorul e reprezentat într-un fel foarte interesant. E și cu capul său și pe tipsie ține capul care i-a fost retezat. Atât de frumos este reprezentat acest sfânt dăruitor, nu? Cu capul său și cu capul pe tipsie, ca și cum ni l-ar dărui, ca și cum ni l-ar dărui. Ei bine, în această zi, sau în acea zi de 24, e o zi importantă din calendarul tradițional, din calendarul popular. Și acest calendar, dragi prieteni, funcționează numai dacă mai adăugăm zilele care trebuie adăugate. Pentru că acest calendar popular s-a format atunci când era calendarul celălalt, ăla pe stil vechi. Astfel încât, iată, pe 24 februarie, acum 100 de ani, acum 100 de, înainte să se schimbe calendarul, adică înainte să punem, să dăm înapoi zilele pe care le aveam în avans, pe 24 februarie era destul de cald, era destul de cald, gândiți-vă că sunt 13 zile în plus, astăzi sunt 14 zile în plus, era destul de cald atunci, era destul de cald astfel încât tinerii și cei mai puțin tineri și cei care sunt înțelepți să meargă prin crânguri, pentru că asta făceau de Dragobete, să meargă prin crânguri și să vadă cum păsările, dar nu păsările migratoare, pentru că ele încă nu se întorceau. Să vadă păsările care rămâneau aici, păsările astea ale locului, să vadă cum încep să-și refacă cuibul, să-și îl repare. Sau dacă nu să-și îl repare, măcar să-și înceapă un cuib nou, mai ales păsările astea tinere, care erau la prima generație, să-și facă cuibul din nou. Și cât de greu este să faci un cuib din nou. Am urmărit, deseori am fost și eu să văd de Dragobete, dar am pus zilele care trebuie puse în plus, astfel încât m-am dus cândva pe 8 martie, m-am dus să văd cam cum încep cuiburile să se facă și să știți că păsările fac un mare efort. Prima creangă este cea mai greu de pus, pentru că pui creanga și creanga cade mereu. Și iar pui crenguța de cuib și crenguța cade mereu. Dar odată, la un moment dat, crenguța totuși rămâne acolo și vine perechea ta și aduce următoarea crenguță și vine perechea ta și aduce următoarea crenguță și încet, încet se construiește un cuib. Dar, într-adevăr, prima creangă este cel mai greu de pus acolo, pe un ram, într-un copac. Asta se întâmplă. Asta făceau străbunicii noștri, tineri, mergeau în crânguri, mergeau în păduri, zăpadă mai era. Și era importantă zăpada care era acolo, pentru că fetele adunau așa într-un vârșcior, adunau niște zăpadă și veneau cu vasul acasă și zăpada se topea, zăpada asta de februarie, de martie se topea și după aceea zăpada aia era uneori, fetele se spălau cu această zăpadă și această zăpadă le făcea mai frumoase decât erau. Ele erau foarte frumoase și așa, dar zăpada asta de februarie, zăpada asta un pic a mieilor, zăpada asta un pic a berzelor, topită în vasul de lut, le făcea mai frumoase. Nu numai asta făceau tinerele fete. Mai adunau și niște floricele. Nu o să vă vină să credeți, peste două săptămâni, adică cam cum ar fi pe stil vechi, peste două săptămâni, putem găsi niște floricele. Niște floricele care sunt floricelele acelei frunze care se folosește și la sarmale, se cheamă potbal, frunza aia. Încă nu sunt frunze, dar sunt floricele, niște floricele galbene. E bine, acele floricele tămâioare, se mai spune unele, fetele le culegeau și făceau rămurele. Asta făceau de Dragobete, fetele. Ce făceau flăcăi, le însoțeau și admirau priveliștea asta cu păsări, care încep să pună primul ram ca să-și construiască un cuib. La un moment dat, fetele astea ale noastre se întorceau în fugă spre sat, cu zăpadă în vas și cu floricele culese, cu floricele galbene, de potbal culese. Și băieții alergau după ele și cele care erau ajuns, dar ele se și lăsau, nu alergau foarte tare, nu alergau foarte repede, astfel încât să fie ajunse. Dar se mai și fereau uneori, când uneori știau cine este în spate, de cine sunt alergate, de cine sunt, erau un pic hoațe, da.
Și atunci se lăsau un pic și băieții le ajungeau, le îmbrățișau și le sărutau. Și dacă vreți, era un fel de prim pas. Un prim pas spre o logodnă. Preludiu, preludiu. Cam da, era un fel de... Pe cine s-o prinde. Cam așa se întâmpla, într-adevăr. Dar de ce era nevoie de o asemenea zi? Era nevoie de o asemenea zi pentru că în marea înțelepciune a calendarului popular, în marea înțelepciune, dacă vreți, a omului tradițional, a omului vechi, era nevoie de o zi pentru iubire. Vedeți, cei mai mulți dintre dumneavoastră v-a fost foarte ușor să vă cuceriți prietena, iubita, logodnica, nu pentru că sunt de oameni care comunicați ușor. Ați vorbit, foarte ușor a fost să vă cuceriți. Dar sunt și oameni care vorbesc mai greu și pentru ei este nevoie de o zi. O zi când sunt liberi, în care se poate face orice. Ei bine, să știți, Dragobete a fost gândit de omul ăsta înțelept care a trăit de mult, a fost gândit ca o zi în care chiar și cel care nu știe să comunice sau cel care este mai un pic mai frumos decât... decât conducea unui, să aibă și el o zi în care să găsească pe cineva, în care să-și găsească perechea. Sigur, ceilalți n-aveau nicio problemă. Până la urmă, tot ăia ceilalți, ăia frumoși și ăia bunii vorbitori, fetele se dau tot înspre ăia. Dar era important ca să existe o zi și pentru cei mai puțin norocoși, așa. Și ei trebuiau, ei găseau, în această zi, își găseau perechea. În această zi de Dragobete. E un termen interesant, cuvântul ăsta, Dragobete. Și sau ăștia, oamenii înțelepți, s-au gândit, oare de unde vine acest cuvânt? Pentru că în calendarul, în sărbătoarea asta, care se numește prima și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, se numește obretenie, glavă obretenie. Și s-a făcut așa un fel de, vedeți că e greu de rostit, pentru că noi suntem români. E greu de rostit acest nume slavon pentru o sărbătoare. Și atunci oamenii noștri au tot potrivit, noi latinii sau limba noastră de origine latină, a tot potrivit, cuvintele a tot urcat și le-a tot coborât, astfel încât la un moment dat s-a născut acest cuvânt. Dragobete, din numele slavonez al sărbătorii. Alții zic, nu e adevărat. De fapt, Dragobete înseamnă, vine de la alte două cuvinte, drago, care înseamnă a fi drag, și în limba rusă și în toate limbile din Balcani, și bete vine de la verbul budeți. Cine știe limba rusă știe, nu? Ia budut, budeș, înseamnă a fi, exact, a fi drag. Pare să că și de acolo se poate să găsim originea acestui cuvânt, Dragobete. Alții zic, nu. De fapt, există o interpretare și mai frumoasă. Și Dragobete înseamnă a fi, nu, beat de dragoste, pentru că dragostea asta face din noi. Ne îmbată și ne face să, nu știu, să sperăm. Noastră sunteți plini de speranță, adică sunteți plini de dragoste. Să știți că în această zi, nu numai tinerile fete și plăcăii mergeau în crâng, ci și doamnele un pic mai în vârstă, cele care au măritate, și ele se uitau după... Aveau voie să se uite după bărbați, dar alții decât bărbaților. Dar se uitau după alți bărbați, alții decât bărbaților, mai pe cei pe care îi vedeau în sat, se uitau cu discreție, exact. Dar dacă vedeau un alt bărbat decât bărbatul lor, era un semn că în acel an bărbatul lor le va iubi. Dar era o zi în care, nu, cuvântul flirtai e un cuvânt prea mare, dar femeile se uitau peste gard să vadă și alți bărbați decât bărbaților. Bărbaților ciobani, la ce credeți că se uitau? Se uitau să vadă dacă nu cumva a ieșit ursul din burlog. Dacă n-a ieșit ursoaica cu cocuțele. Așa se numesc puii ăștia de urs care tocmai au fost pătați. Și care stau în bârloc, exista șansa ca în această zi să iasă din bârloc. De fapt, ciobanii se uită și în această zi, dar se mai uită și atunci când dau cele multe pahare, se mai uită și la buna vestire, ca să vadă când iese ursul din bârloc, când iese ursoaica pe cocuțele din bârloc. Asta făceau soții ciobani ai femeilor care stau peste gard după bărbații străini. Și se uitau la ursoaice și ursoaicele știți ce făceau. Se uitau cu spatele la soarele ăsta de dimineață, se uitau cât de lungă și cât de scurtă e umbra. Și ursoaicele, dacă își vedeau umbra cum trebuie sau nu și-o vedeau cum trebuie, se întorceau în bârloc și era semn că iarna va fi lungă și oile încă nu vor fi duse la băratec sau oricum vor fi scoase din staule. Sau dacă iarna se scurta, era destul de scurtă, atunci ursoaicele rămâneau pe afară împreună cu cocuțele lor. Astfel încât era destul de mult va fi destul de multă hrană pentru aceste ursoaice. Cam asta se întâmpla în această zi. Fetele aveau și ele grijă ca acea coroniță pe care o împleteau din acele floricele să o pună în noaptea următoare, adică noaptea spre 25, să o pună sub
cap, sub pernă, și eventual să-l și viseze pe cel care, care l-a sărutat. Iar dacă nu, mai făceau un lucru. Aruncau pe acoperiș, aruncau a doua zi coronița, pe acoperișul pe care putea să mai fie zăpadă sau nu. Și dacă rămânea, rămânea coronița pe acoperiș, mai dura. Înseamnă că, da, dar era un semn bun să rămână pe acoperiș. Înseamnă că dragostea era, se prindea, cum s-ar spune. Adică urma să se, în acel an se căsătorească. Dacă tot ramul, dacă acea coroniță se tot îmbrutea și venea ca un soare, pe, venea jos pe, pe pământ, atunci era un semn nu tocmai bun și draga noastră trebuia să aștepte până la anul, până la următorul dragobete. Ați văzut, această sărbătoare, Fusca, toată lumea aproape că o uitase. Să știți că, mai ales aici în Moldova, noi știm, de la Dimitrie Cantemir, care ne spune în descripție o Moldavie, ne spune că aveam o zeiță, aveam o făptură, aveam o zână, care era o zână a dragostei. Dar încet, încet noi am uitat această sărbătoare, mai ales aici în Moldova, am uitat-o, dar ea n-a dispărut, dragi prieteni. Să știți că asta am învățat și eu la școală, că niciodată sărbătorile nu dispar, ele se ascund. Și în ce crezi că s-a ascuns sărbătoarea de Dragobete? Bineînțeles că s-a ascuns în ceea ce a fost 1 și 8 martie. Vă aduceți aminte, acum 50 de ani, pe 1 martie, ce făceați doamnelor? Pregăteați un mărțișor, nu? Pregăteați, vedeți ce frumos, femeile pregăteau un mărțișor, era tot așa un fel de, de un gen, cum se întâmpla și atunci, când oamenii care, care nu aveau curaj, aveau o zi pentru ei, cam așa se întâmpla și atunci, de 1 martie, femeile dădeau un mărțișor, fetele dădeau un mărțișor și era un fel de gest, dacă vreți, cu un pic de tandrețe în el, astfel încât era un semn între bărbați și femei, între băieți și fete, pentru un viitor pas, pentru o viitoare dragoste. Iar pe 8 martie urma confirmarea, nu? Bărbații care primeau mărțișor, cam dădeau și ei mărțișorul, dădeau și făceau și ei un dar, dar dacă se întâmpla să nu facă dar înapoi, era un semn, era un semn important. De asta eu cred că această sărbătoare a Dragobetelor a supraviețuit în această formă. Astăzi, noi am învățat de vreo 20 de ani, și 1 martie și 8 martie, se tot despre niște daruri pe care le fac bărbații femeilor. Dar, dragi prieteni înțelepți, vă aduceți aminte că acum 50 de ani era altfel, nu? Bărbaților, de 1 martie aveați un sacou frumos pe care, se puneau, pe care doamnele ne puneau mărțișoare. Așa este sau nu? Da. Așa s-a întâmplat. De asta eu cred că această sărbătoare... Nu peste. Nu, eu vorbesc de Moldova. Eu vorbesc de Moldova. Eu primul mărțișor l-am primit acum 8 ani. Aici, în Moldova. De asta încerc să spun. În Moldova, așa sunt într-adevăr. În zona Munteniei, în zona Olteniei, acolo a fost mai... Dar la noi, în Moldova, de asta eu cred că dragobetele nostru așa a supraviețuit aici, în Moldova. Să știți că dragobetele în Oltenia, acolo de fapt a murit ultima dată, acolo între cele două războaie s-a vorbit ultima dată despre dragobete. Acum, de ce vorbim astăzi? Astăzi vorbim despre dragobete și pentru faptul că mai avem o sărbătoare în calendar, într-un calendar mai puțin tradițional, care se numește Sfântul Valentin. Și dragobetele este, dacă vreți, un fel de pol tradițional la o sărbătoare contemporană. Până la urmă și să știți că de Sfântul Valentin au fost la mall să văd ce se întâmplă acolo. Erau nenumărate BMW-uri și niște tineri frumoși așa puși pe BMW-urile lor. Se întâmpla de Sfântul Valentin. Și era cam ceea ce... Da, dar nu, cum se cheamă, până la urmă nu putem să-i condamnăm pe tineri. Să știți că sărbătorile au viața lor. Noi dacă încercăm să punem barieră prea puternică în fața unei sărbători, din potrivă, ea va crește și mai... Pentru că tinerii asta și așteaptă ca noi să le punem piedici. Bun, deci ați văzut că profesoarele de engleză au o mare putere, pentru că engleza este limba care înflorește. Și de asta și sărbătoarea de Halloween, de exemplu, are foarte mult succes. Oricât am încercat noi să ne punem în calea acestei sărbători, nu putem. Și în calea sărbătorii de Sfântul Valentin e greu să ne punem în acest fel. Iată, m-ați invitat să vă vorbesc. Cineva mă și filmează și probabil că cineva undeva în ziar va scrie că noi ne-am întâlnit. Dar altfel trebuie să-l lăsăm pe Valentin și pe acest Sfânt Valentin să-și trăiască viața. Eventual putem să-i învățăm pe tineri, că pot face lucrul ăsta și într-un mod mai frumos, într-un mod mai elegant. Pe mine mă deranjează Sfântul Valentin nu pentru că există, ci pentru că Sfântul Valentin este prea o rețetă. Tinerii nu sunt deloc invitați să fie creativi. Practic, ei merg la mall și cumpără și iau ceva și fără să participe la modul afectiv. La modul creator la această sărbătoare. Cineva a gândit pentru ei exact inimioara de pluș, cineva a gândit pentru ei exact ce trebuie, astfel încât tinerii noștri, într-un fel sau altul, nu participă. Ei fac un gest mult prea mecanic.
un gest prea ritual. De asta eu cred că sărbătoarea, această sărbătoare de Dragobete a supraviețuit cu 1 și cu 8 martie. La noi în Moldova mai ales, unde se făcea un schimb între bărbați și femei. Și iată, astăzi trăiește în acest fel, ne întâlnim. Sper să fiu chemat astăzi și la vreo școală. Și sunt chemat și la o școală unde să le vorbesc și tinerilor. Așa cum a spus și dumneavoastră, și cum veți mai fi, cine știe, noi numai credem că mâine vom fi mai bătrâni, dar asta e o convenție, cine știe, poate de fapt timpul merge înspre tinerețe. Da, da.